Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările pentru a fi primul care află despre videoclipuri noi. Să te căsătorești este o opțiune și nu o obligație. Trebuie să ai multă răbdare și multă complicitate pentru a putea trăi împreună. Când obținem acest echilibru este foarte bine, dar în fiecare zi se întâmplă provocări și lucruri rele pentru a testa relația și trebuie să-mi doresc foarte mult să fiu cu cealaltă persoană. Sper că această persoană pentru Halil este Sila și el pentru ea. Cred că nu și-a găsit persoana potrivită și nici preocuparea pentru viitorul lui, dar acum este gata și, dacă vrea Dumnezeu, se va căsători cu Sila. Dereare mani actor actress getting old but still single because of the care er tu prioritize and a kie veder gual sin life ho, you wish Sila is the right person for him it's good because Sila is still young. Desigur, o carieră, în special legată de Iseu Steveo, este foarte importantă pentru o persoană talentată, dar familia ar trebui să fie și o etapă importantă în viața unei persoane. După cum știți, viața este seculară, proprietățile vieții sunt de așa natură încât cineva să fie născut, cineva moare, dar toată lumea are nevoie de o persoană la bătrânețe. Va ajuta să trăiască singur, pentru că dacă în apropiere există o persoană care este chiar mai tânără decât este atât de importantă, este important. Ca interesele să fie comune, iar cariera va nu fugi, principalul lucru este că există talent. O carieră este o carieră, dar cât de minunat este când te aștepți acasă. Își iubește familia, părinții, surorile, nepoții, asta este minunat. Dar părinții, Dumnezeu să-i binecuvânteze, nu sunt veșnici. Iar surorile locuiesc cu familiile lor. O carieră nu va funcționa, iar o persoană dragă ar trebui să fie acolo. Da, familia este muncă, în bucurie și întristare împreună. Ea nu a spus nimic nou, dar noi nu trăim cu o carieră și un succes adorat, dar venim acasă la familia noastră, unde ei te așteaptă, înțelege, sprijină. Cred că este foarte clar, vrea să realizeze ceea ce și-a propus și îl realizează, este un luptător, dragostea va veni sau nu, cine știe, dar nu se va opri, mai puțin cu succesul pe care l-a obținut datorită talentului, disciplinei și dăruirii sale, spun. Nu înțeleg de ce majoritatea oamenilor consideră că o persoană este împlinită dacă se căsătorește. Înainte de a face pasul decisiv trebuie să ne definim ca persoana independentă, sigura pe noi pentru a putea oferi persoane iubite o viață frumoasă plină de armonie, înțelegere, sprijin, căldură sufletească și prietenie. Vrem ca Halil Ibrahim Ceyhan și Sila să fie împreună. Cu toate acestea, când vor întâlni persoana potrivită, atât Sila, cât și Halil își vor da seama că este timpul să se căsătorească. Dragi urmăritori, puteți să ne împărtășiți părerile despre acest subiect în secțiunea de comentarii. Am ajuns la finalul videoclipului nostru deocamdată. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! La revedere!